Probabil că ați observat faptul că pe măsură ce oamenii îmbătrânesc, ridurile, pungile de sub ochi, dar și cearcănele, încep să-și facă simțită prezența. Acestea sunt semne normale de îmbătrânire, pentru că, odată cu îmbătrânirea, elasticitatea pielii începe să scadă și țesutul subcutanat devine mai expresiv. În cazul în care doriți să vă păstrați frumusețea și aspectul tineresc al pielii, încercați acest masaj cu lingurița, recomandat de celebrul medic cosmetician german René Koch, după cum scrie în secretele.com. Iată cu ce vă veți alege utilizând această tehnică de masaj. Veți elimina excesul de lichid găsit în țesut, veți îmbunătăți circulația sângelui, veți reduce liniile fine și ridurile vizibile, veți crește elasticitatea și netezimea pielii. Efectele de mai sus se vor face resimțite fără niciun ban cheltuit la saloanele de înfrumusețare și utilizând confortul de acasă. Primele rezultate sunt vizibile în mai puțin de două zile. Cu toate acestea, trebuie să fiți conștienți că în toată această perioadă, va trebui să practicați masajul facial utilizând lingurița în fiecare zi. Această tehnică de masaj facial este destul de ușor de urmat. Veți avea nevoie de două lingurițe, un bol mic umplut cu ulei cald, puteți utiliza ce ulei doriți, ulei de măsline sau ulei de in, însă preferatul este uleiul de cocos și un pahar de apă rece cu două 3 cuburi de gheață. Odată ce aveți aceste lucruri, puteți începe procedura. Spălați-vă bine fața, apoi ștergeți-vă cu un prosop curat. Între timp, dezinfectați lingurițele folosind alcool și puneți-le apoi în paharul cu apă și gheață. După ce lingurițele s-au răcit, stați întins pe spate și așezați fundul lingurițelor pe ploape. Păstrați-le în același loc timp de câteva secunde până când simțiți că s-au încălzit. Repetați acest procedeu de 5 ori. Această tehnică este foarte bună pentru eliminarea umflăturilor lor ploapelor Înainte de a începe masajul facial, puneți lingurițele în uleiul călduț, lăsându-le câteva minute scufundate. După ce au trecut cele câteva minute, trebuie să începeți să faceți masajul propriu zis, apăsând ușor cu spatele lingurițelor liniile feței. Puneți spatele linguriței la baza nasului, apoi cu o ușoară apăsare, începeți să mergeți spre partea de sus a frunții. Aceeași mișcare o repetați și către tâmple, până la linia unde începe să crească părul, dar și către vârful nasului. Masați-vă ploapele circular de la baza ochilor către exterior și invers. Dacă observați că lingura nu mai alunecă, înmuiați o din nou în ulei. După ce ați terminat, spălați-vă din nou pe față folosind apă călduță. Timpul maxim de efectuare al acestui masaj trebuie să fie de 10 minute zilnic. Puteți efectua acest masaj la orice ora zilei și puteți să-l urmați cât timp doriți. Trebuie să știți că primele efecte le veți resimți după 12 zile consecutive. otive